și revin la ideea de responsabilitate față de mediu și de ce poate să însemne generarea, crearea, tot procesul din spatele sustenabilității și modul în care ea este implementată într-un produs de design și apoi marketată, vândută și apoi purtată și ce se întâmplă cu întregul traseu al produsului din punct de vedere al sustenabilității și al responsabilității. Tocmai de aceea vreau cu Andreea să ne cu cadrul didactic asociat dr. Elena Basostănescu ne-am propus ca în următoarele expoziții să abordăm cât mai multe definiții ale sustenabilității și să exemplificăm prin artefacte și obiecte vestimentare și să demonstrăm la nivel vizual ce înseamnă sustenabilitatea și ce înseamnă la polopus greenwashing, care este intrinsec legat de o mare parte a industriei. Tocmai de aceea e una dintre cele mai poluante industrii, industria modernă.